Mai multe proiectile au fost descoperite vineri dimineața într-o gospodărie de pe strada Micșunelelor din municipiul Ploiești. Echipa pirotehnică a ISU Prahova s-a deplasat pentru a le ridica. Este vorba despre 73 de cartușe și proiectile ce provin din cel de-al doilea război mondial. Echipa pirotehnică a fost solicitată să intervină pentru a ridica 73 de cartușe și proiectile care provin din cel de-al doilea război mondial. Acestea au fost găsite în magazia unei gospodării din municipiul Ploiești. Vor fi ridicate și depozitate în vederea distrugerii ulterioare, împreună cu alte elemente de muniție. Din nefericire, cel care a găsit cartușele și proiectilele s-a ales cu dosar penal. Acesta deține un detector de metale cu ajutorul căruia le-a și găsit. Omul nu și-a dat seama, probabil, că trebuie să anunțe autoritățile. Controlele regulate realizate de către oamenii legii la cei care dețin astfel de aparate a scos la iveală și descoperirea acestuia. Cartușele și proiectilele se aflau într-o magazie.